Tot mă provoca fratele Gabi să vorbesc despre o mărturie. Probabil mulți din dumneavoastră știți că v-ați și implicat financiar în Belinț, județul Timiș, este o familie pe nume Podean. În vară s-a întâmplat un ecaz în familia asta, a murit o tânără pe nume Ana, două facultăți, o fată deosebită, o dramă în familia aceea, a fost un șoc pentru toată comunitatea și toți care cunoșteau. Cred că la o momentare ca la fata asta nu au fost atâția păstori, zeci și zeci la fiecare privechi care au predicat. O familie care se implică cu culturile lor, cu cartofi, se duc la sărați, se duc la orfelinate, tot timpul toată casa aceea, 13 copii, lucrează pentru Domnul. Și ăla mic, prin câmp, nu vă spun ce lucrări pot să facă oamenii aceștia. Și au trecut prin drama aceasta și au venit după mormântare acasă la mine. Nu vă spun în ce situație erau. Plângeau toți, cel puțin fratele Ionică nu își revenea din plâns, sora la fel. Una din fete, Lavinia, care era foarte apropiată de Ana, era zdrobită. Iar Ionică nu putea nici cum să te înțelegi cu el. Ne-am rugat, a fost un cuvânt din partea Domnului despre locul unde este ea și despre ceea ce se întâmplă dincolo în lumea luminilor și a fost cuvânt așa. Iată pentru voi ce voi face. Voi deschide cerul și vă voi da vedenii dumnezeiești și prin vise vă voi arăta unde este Ana. Asta a fost cuvânt. Și ca semn că eu vorbesc, un miros de flori va umple casa voastră de câte ori se va coborâ ea la rugăciunile voastre. Ați auzit? Un miros de flori. Vreți să simți mirosul de flori azi în adunare? Eu nu vă pot spune când am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt cum mi s-au umplut nările de mirosul ăla ceresc. Mi s-a întrebat de multe ori când Duhul Domnului a coborât și mă rog să fie astăzi la fel. Toată adunarea asta să se umple de mirosul ăsta de flori. Ce s-a întâmplat? Într-o seară pe la 11 și ceva, Ionică cu Lavinia au venit de la Bocșa și s-au pus pe genunchi să se roage. În momentul următor a dispărut tavanul casei și a apărut Ana. Ana avea cam 2 metri înălțime, îmbrăcată în haine albe și Ionică s-a uitat la Lavinia, Lavinia s-a uitat la el și amândoi s-a uitat în sus. Zice, vezi și tu ce văd eu? Da. Amândoi aveau aceeași vedenie. E mare Dumnezeu, frați și surori. E puternic. Păi cum să vadă două persoane aceeași vedenie? Și el, Ana s-a apropiat de Ionică și spune, de ce tu plângi? De ce tu plângi? Nu ți-o spus, fratele Puiu, că acolo este bine, eu sunt bine și că lucrez pentru Domnul? Sunt între îngeri și am de lucrat și printre voi voi trece și de câte ori voi trece, veți simți miros de flori. Amândoi auzeau același lucru, pentru că ăsta e Dumnezeu. El când vorbește, lucrările lui iau ființă. Lavinia se uita la taică, parcă era ca într-un vis așa, și ea, Lavinia a întrebat-o pe Ana, dar când ai plecat, când ai murit, nu te-a durut? Zice, doar am văzut mașina care a venit din fața mea, am închis ochii și am trecut dincolo. Nici o durere. Cu toate că a avut pieptul sfărmat, inima a lovit-o în piept, volanul ăla. A murit și zice, n-am nicio durere. Domnul a hotărât așa. Și zice, să nu mai plângeți că mă întristați mult. Dar zice, iată ce voi face. De câte ori vă veți ruga, voi veni și veți simți miros de flori. Și mă suna fratele Ionică, zice, Puiu, nu spun cum miroase florile alea. N-ai idee. Zic, Ionică, știu că le-am simțit și eu. Glorie lui, că El e Dumnezeu care împlinește toate lucrurile. Și de câte ori familia se roagă, spun, simțim mirosul de flori și știm că Ana lângă noi a venit îngerul ăla. Îngerul Domnului să treacă prin toată adunarea aceasta. Să plecăm astăzi de aici plin de bucurie că El lucrează și are aceeași putere. Amin. Menționez câteva lucruri esențiale din ceea ce am aflat cu durerea din familia noastră, care noi am trăit-o în dimineața zilei de 28 iunie anul acesta. Aș dori acum să menționez lucruri bazate, care le-am trăit cu proprie experiență și nu sunt din amintiri, sunt în primul rând în cunoștință de cauză că sunt tata fetei Ana care a plecat la Domnul. Domnul ne-a vorbit chiar în urmă cu 3 ani despre lucrurile care vom trăi pentru că este Domnul și ca și om am avut reținere mele, am avut stări și poveri grele, însă am ținut cont că Domnul spunea printre altele că va veni o vreme când va lua o floare din grădina mea și o va duce la el acasă, pentru că este Domnul și nu dă socoteală nimănui de ceea ce face. Prima înștiințare am avut-o prin robul Domnului, fratele Puiu, apoi
încă prin alți doi frați confirmare. În momentul când Dumnezeu îngăduind în aceea dimineață ca fata să plece la Domnul urma unui accident, aș vrea să știe dumnealor, care interesează de cauza fratelui Puiu, căci interpretarea care fratele Puiu a expus-o, domnii aceștia să țină cont că fratele Puiu în primul rând n-a citit Biblia niciodată, a cules de mers și a putut și el, dar având în vedere lucrarea Duhului Sfânt, s-a împlinit în felul următor. În dimineața când fata încă era în morgă, nevenit acasă, omul acesta m-a sunat la telefon, știam că nu numai el și alți frați se roagă pentru noi și mi-a spus că va veni vremea când voi vedea chiar eu însuși unde este Ana. Și mă gândeam, oare omul acesta este conștient de ceea ce îmi spune? Și ascultați. După ce s-au petrecut cele două seri de durere și priveghi, cu multă durere în suflet, în momentul când eram ridicați pe picioare, să plecăm spre cimitir, nu aș fi avut puterea necesară dacă Domnul nu m-ar fi întărit prin următoarele lucruri. Fiind ridicat la rugăciune, unul din cei doi frați invitați care s-au rugat, dar la rugăciunea unuia dintre ei, în fața mea mi s-a părut că a apărut ca un zid negru, foarte imens și gros. Într-un final, de scurtă durată, de fapt nu era un zid, și erau pânze neagră foarte subțire. În momentul acela nu vedeam nici sicriu, nici pe Ana, nici pe cei din jur, nici chiar soția care mi era în stânga, nici copiii și nici pe nimeni, decât auzeam doar rugăciunea. Însă am văzut la un moment dat cum s-a despicat pânza în patru colțuri egale și dincolo de pânza neagră, care, repet din nou, fiind foarte subțire ca diametru, am văzut-o pe Ana stând în picioare, avem impresia că vine dintr-o stare de bucurie, de extaz, de fericire, la o altă dimensiune și pe o altă planetă, cu un zâmbet. M-a întărit foarte mult lucrul acela, am avut toată puterea necesară din partea Domnului, o spun, ca să pot să-mi continui pași împreună cu cei din jur, cei 12 copii rămași și soția, până la groapă. Apoi, la un scurt timp, am avut o întâlnire la rugăciune, nici de cum să ne pierdem nădejdea și credința în Domnul, dar vreau să menționez, am avut în vedere ceea ce Dumnezeu avea să ne spună pentru ceea ce avem noi de făcut pe viitor. De mine nu s-a legat somn, n-am dormit foarte multe nopți, aveam cuvântul Domnului, l-am citit, m-am rugat și în decurs de aproape o lună de zile după înmormântarea fiicei mele, Ana, în cameră, dintr-o dată am văzut cum a dispărut tavanul, tot acoperișul, au rămas pereții și ce era în cameră, priveam spre cer. Cu toate că afară era noapte, cu ochii de carne, fizic, am văzut-o pe Ana, însoțită de doi îngeri. Nu mi-a fost tot una, deși sunt crescut la munte, sunt obișnuit să umblu și noaptea, dar de data aceasta, cu ochii de carne, am văzut cerul limpede, era ca ziua în amiaza mare. Coborându-se foarte aproape în văzdu cu cei doi îngeri, Ana mi-a spus următoarele. Avea chipul ei la o dimensiune de 3 metri și mi-a spus, tata, de ce tot plângi către toți oamenii? Că de fapt asta, când mă întâlneam, simțeam, mai ales sâmbăta, când trebuia să vin acasă, o mare durere, care o simt și acum. Și mai ales că în fiecare zi, n-am cum să trec pe al drum, trec tot pe la locul pe unde i-a plecat la Domnul. Și spunându-mi, adu-ți aminte ceea ce ți-a vorbit Domnul prin gura fratelui Puiu. Iată, am venit să spun că n-aș mai veni niciodată aici pe pământ, pentru că locul unde sunt în prezența Domnului în fiecare clipă este minunat și în urma plecării mele din casa asta. Și am zis, Ana,
Tu ești, pentru că glasul cunoșteam, fața nu o puteam vedea, că aveam impresia că văd abur sau văd printr-o sticlă, însă fizic, la dimensiunea aceea, mi-era cumva teamă. Și a spus, tata, nu-ți fie frică, eu acum voi pleca într-o altă vizită, lucru care dovedesc că una din fete a văzut-o la aceeași dimensiune. Acum, dragii mei, doresc să apăr lucrarea Domnului și făgăduințele lui Dumnezeu, pentru căci însuși Domnul, nu mă socor și nu sunt vrednic pentru asta, atunci când a mers la schimbarea la față cu ucenicii cu care au fost de față și ei, s-a întâlnit în realitate și a vorbit cu Moise și cu Ilie. Nu mă compar nici cu Domnul, nici cu robii Domnului, dar vreau să vă mărturisesc că am avut harul acesta și Domnul m-a mângâiat foarte mult pentru faptul că în această întâlnire personală, ceea ce numai cei care au trecut prin durere, care sunt anumite familii care au gustat durerea și amărăciunea, ca și noi, pot să-și dea seama ce înseamnă aceasta. Dintre altele am aflat și am auzit-o cu urechile, văzând-o cu ochii, aceștia de carne cu care mă priviți, spunea, tata, în urma plecării mele din casa asta, începând de mâine dimineață, prin casa noastră, tot ce înseamnă miros de parfum de flori, vor trece prin casa noastră și tu le vei simți mirosul la toate. Și-a plecat însoțite de îngerii Domnului. Rămânând plin de bucurie, așteptam să mă întâlnesc dimineața cu cei dragi, le spun cu familia cum am văzut-o eu pe Ana, care mi-este dor de ea. Și în primul rând, mi-este dor de cer. Biblia spune să ne gândim la lucrurile de sus, dar știu că și acolo lângă Domnul am pe cineva din familie și doresc ziua întâlnirii cu Domnul și marea dimineață când vom mai întâlni și cu Ana.